Ziua de 23 august are o semnificație deosebită în istoria României. Astăzi se împlinesc 72 de ani de la ziua în care regele Mihai anunța la radio că România întoarce armele împotriva Germaniei naziste, alăturându-se Coaliției Națiunilor Unite. Până în anul 1989, 23 august era cea mai importantă zi din an, fiind considerată Ziua Națională a României. 23 august 1944, ziua în care regele Mihai anunță la radio că România întoarce armele împotriva Germaniei naziste și se alătură Coaliției Națiunilor Unite, a fost un eveniment controversat, considerat o zi de răscruce pentru istoria modernă. În urma unei lovituri de stat, mareșalul Ion Antonescu, conducătorul statului de atunci, a fost demis și arestat de către o coaliție formată din regele Mihai I, partidele democratice interberice, liberal, țărănist și social-democrat, dar și comuniști, aliați în blocul național-democrat și mai mulți ofițeri superiori ai armatei. Scopul înlăturării guvernului Antonescu de la putere a fost trecerea țării de partea aliaților și încetarea războiului împotriva acestora. Potrivit unor istorici, decizia de a întoarce armele împotriva Germaniei naziste ar fi scurtat războiul cu cel puțin 6 luni și ar fi salvat viețile a sute de mii de persoane. Regele Mihai a fost recompensat atunci cu Ordinul Victoria, acordat de URSS în urmare orientării României pe scena geopolitică. Pe de altă parte, a fost obligat la câțiva ani să abdice și să părăsească țara. Timp de 40 de ani până la prăbușirea regimului comunist, pe 23 august s-a sărbătorit Ziua Națională a României, celebrată cu fast în fiecare an de regimul comunist. Semnificația inițială a zilei s-a pierdut treptat, iar momentul a fost acaparat de comuniști pentru a marca propășirea comunismului și idealurile muncitorești ale poporului român, dar și pentru a omagia conducătorii iubiți.